Tipi, rău, nu-i așa, e clip. The fuck? Ce aia, what the? Fugi, fugi, fugi. Dar mă, șacalilor, ce faceți? Am venit aici cu ursul și cu... Da. Da. Am venit gen să filmăm un videoclip pentru ursul și am descoperit aici teatrul ăla, uite ăla. Ăla e un teatru părăsit și abandonat. Sunt din Bacău, dar eu nu știu zona asta, ei m-au adus aici. N-am nicio pentru treabă. Pentru el de la jumătatea Bacăului încolo se termină orașul. Se termină Bacău, eram în cealaltă jumătate. Eu sunt cum ar veni de la țară. Am văzut teatrul ăsta și hai vedem ce se află într-un teatru abandonat, părăsit, treburi, chestii. Ursule, tu ești primul. Dă noroc, urează în ca Logan Paul, așa gen, să mă filmeze altcineva și o să merg așa în față, știi? Teatru. Da, păi până dau, mergem așa, mai dramatic. Acum arată locul ăsta, să moară bine. Aici au fost resursele României înainte de revoluție. Bă, de-aia e bucări, da, bă. Ia, să iasă un boschetat, nu prind așa de mult. Lasă-mi să o fac la hate. Sneak game. Băi, băi. Băi, care plâng din spitale. Dar bun, asta e partea mare a teatrului. Nu se întâmplă nimic pe aici, nu e ceva interesant. Da, chestia interesantă este la subsol. Mergem la etaj mai întâi? E sigur că vrei să mergi la etaj, am 90. 90? Da. So, dar nu-i problemă. Dacă vedem, nicio problemă, haide la etaj. Ar trebui să anunțăm că-i spui. Vrei să fim mai mulți oameni deodată pe ea? Știi ceva? Știi ceva? Știi ceva? Știi ceva? Du-te tu, lasă, dă-o p*** de cameră, du-te tu. Spoiler alert. Interesant, ce poți găsi într-un teatru? Bântuit este, bântuit, după cum vedeți, șatra vezi, este aici. Okay. Este cu noi. Mă rog să mă duc mai... Dacă mă prind un boschetar așa de bun. Ok, trase niște cazuri, hai să nu mă rog. Trase niște cazuri, da, dar eu trebuie să fiu gen aici, știi? El e cu mine. Cum ar veni? Du-te tu înainte. Băi, de ia fapt, fii atent, frate, să vezi ce faci. Monumente de la daci și romani, mă. Da, de la... Bă, fă un cadru așa cu... De la preistorie încoace. N-ai rost să mai zic, știi? Te aruncau aici. Bine, nu se văd foarte tare, uite dar... Uite pe Răzvan Guzan. Unde? Oh. Oh. A, nu, e doar canalul lui de YouTube. Ha. Eu e acolo. Oh, 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 nice. Dragi. Dă-te-mă de aici, mă. Aici este cum ar veni locul... Da, eu... Acolo fac petrecere. Acolo e canalul lui de YouTube. Aici a fost înființat Off Topic, băieți. Aici este... Aici este creația aparte. Și mai încolo o să întâlnim și camera celor de la All for One, de asemenea. E zis-o rău. Haideți cu noi. A, uite o dovadă clară că Dragnea a fost aici. El este cel care scrie se ocupă. Dragnea. Argol. Este foarte periculos. Fantomele pot veni după noi în orice moment. Salut. Nu vreau să te uiți pe unde mergi. Stai liniștit, ursule. Nu, dacă, dacă nu mi-ai spus parola de la pont. Aici ce era? Ce fac ăștia aici? Uă, ce m-am speriat, credeam aici că... Aici este All for One. A, aici... Uai, leu, ce l-o zici, bă. Fonda, 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 fonda. Vrei, chiar vrei? Chiar fonda, fonda. Oh, oh, shit. Era, era ușor un moment, așa, probabil. Shit. Bro, e singur că vrei să intrăm acolo? Ursul, tu primul. Să nu pui presiune. Hai că te aștept să cobori ca să nu cădem amândoi. Oi, man. Man, camera e importantă. Camera. Da, super. Mai vezi tu canalul în descriere. Oi, 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 oi. Chiar e bântuit aici, uite ce acum. Bântuit de câini morți. Eu cred că, hai, ca, o să termina și cu clipul. Dar ne vedem data viitoare. Acord cu lui. Bă, ce m-am speriat, ești nebun la ca... Yo, uite ce e aici. Nu se zice am încă la terna pornită. Ah, dar trebuia fi întuneric aici, nu? Este, mai este un nivel. Nu, e destul până aici, sincer. Vrei să facem juice sau nu vrei să facem... Stai, să vorbesc mai început, să-ți dărâm în... Trebuie să fim nebuni, trebuie să fim savage, baby. Savage! Nu mai vreau un caz de față. Adică, normal, cine filmează trebuie să stai în spate, trebuie să fii safe. Eu nu m-aș băga în locul lor. Ironia face că eu am mai fost în clădirea asta, dar niciodată n-am fost aici. Adică, să zicem așa, dacă eu mor atacat de fantomi, eu măcar îmi pierd canalul de YouTube, voi ce pierdeți dacă... Îmi pierd viața. Îmi pierd camera. De fapt, îmi pierd timpul ce fac aici voi. Mă lasă-mă să mai zic ceva legat de canalul meu. Am și colaborare cu Shelly și postez și un clip cu Sneak. Ah, mă, e cunoscut. Am văzut un umbră acolo. Băi, ok. Lasă-mă să termin promovarea, după aia putem să murim. Bă, eu nu cobor mai jos, ca să știi. Da, nu, că bă, stai singur. Bine, singur. Ar fi un generator. Nu, mersi, nu, sincer. Eu... Ce-aș fi un generator într-o clădire părăsită? Dar nu știu de ce pornit, asta e întrebarea.
Și ne vedem data viitoare. Bă, serios, nu. Nu, frate, nu, hai să mergi, nu. Băi, e savage, eu nu vreau, gen, mie nu-mi plac fazile astea. Nu. Suntem prea savage. Mie mi-e frică, sincer, adică nu. De bătaie noi, dar de astea de fantome nu-mi place. E bântuit, serios. Dacă ții, să știi că o să-ți cap camera, așa că fii cu minte. Nu-mi place deloc. Nici mie, e prea bătut. Deci este un coridor, efectiv mai este un coridor încolo și arată super frică. Nu, mă, este o ușă, da. Nu, mă simt ca în altele, serios. Și, după ușa aia ce e? Păi nu știu, că e metalică, tu ce dai cu... Da, dă-i, dă-i, cine știe, ies boscheta de acolo și te omoară, ce mănâncă de viu. E metalică și... De ce ar fi niște generatoare într-o cădere părăsită? Vezi? Are sens. Trebuie să-l închizi. Bă, să știi că tu chiar le-ai legat bine, chiar ai. Nu, are sens. Da, bă, și eram aici în hotelul ăsta, mă rog, hotel teatru ăsta părăsit, e creepy rău, nu-i așa, e creepy. The fuck? Ce-i aia? What the? Fugi. What the fuck? Mă, și-am ieșit din teatru, mă rog, suntem aici din nou. Încă suntem în teatru, dar e mai safe aici. Da, mă rog, și pe acolo genul sunt clădirii creepy, oricum, ei nu-mi place aici. Ăștia stau aici, nu lucrez. Eu stau aici. Eu locuiesc oricum mai în oraș, dacă te întrebi. Ăștia m-au adus aici, habar n-am. Eu locuiesc la vilă de timp. Eu am 40 de metri pătrați în apartament. Nu poți. Eu am 45. Dar totuși e destul de creepy că sunt niște generatoare care funcționează într-o clădire părăsită. Dar e ok, nu pot să-mi dau seama de ce. Ți-a zis că le-am legat bine cu outlet, când trebuie să le oprești tu. Da, e ciudat. Deci vede măcar sau să vede lumina de afară? Să vede mai mult lumina de afară, voi sunteți întunecați. Cam asta a fost vlogul, bă, și acasă am terminat cu teatrul ăsta părăsit, plin de fantomi și abandonat și cu subsol și cu etaj, nu-mi place. Aici o să mă duc acasă, în jumatea aia mea de oraș, știi? Nu uitați să lăsați un like, un follow pe Instagram, bineînțeles, un subscribe la Omul Ursul, canal în descriere. Și eu să am Instagram în descriere. Normal, pun numai așa link-uri de sus până jos. Cam asta a fost vlogul, comentarii, treburi, chestii, ne vedem data viitoare, dacă mai vreți să facem chestii de-astea. Îl rugam pe ursul să ne mai ducă prin partea asta, să ne arate chestii bântuite și abandonate. A fost Nichel de Ursul și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Let's go! Back! Yo! Once again I'm back around, real shit back in style, haters reconcile, I'm so black and proud, first class tickets now.